Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simoni, spune că PNL rupe coaliția de guvernare pentru că PSD nu vrea să voteze o lege prin care președintele României, Klaus Iohannis, rămâne într-o funcție de conducere. Asta demonstrează încă o dată care au fost de fapt prioritățile PNL și ale ostașului Ciucă dintotdeauna. Scaunul Iohannis, nu inundațiile, nu investițiile, nu nivelul de trai, doar să-i meargă cartea de muncă lui Iohannis și după terminarea mandatului. Domnul Ciucă vorbește de tot felul de înțelegeri imaginare. Domnule Ciucă, treziți-vă la realitate. Aici nu sunteți în filmele cu supereroi închipuiți în care credeți dumneavoastră că jucați. Singura înțelegere pe care PSD a avut-o cu PNL a fost legată de data alegerilor prezidențiale, care trebuia să fie în septembrie, și pe care voi, PNL, ați votat-o la voi în partid, și pe care ați încălcat-o imediat după ce v-am salvat la europarlamentare. Dar reacția ostașului Ciucă nu mai surprinde pe nimeni. Și pe front, și când a primit de la Iohannis o misiune grea, face ce știe. Se retrage în cazarmă, transmite Alfred Simonis.